This is my first visit to Botoshan, both Botoshan City as well as Botoshan County. Just had an excellent meeting with the mayor, with the vice president of the county council, with the vice prefect, as well as the president of the Chamber of Commerce. Of course, I'm the ambassador to all of Romania, so it's very important for me to visit all of the counties and all of the major cities in Romania. One piece of encouragement that I received from the mayor was to try to inspire more American companies to think about investing, doing work in Botoshan, and learning, having the opportunity this morning to learn more about the county to help me make the case to potential American investors. We also talked about the history of Botoshan, the tremendous figures in Romanian history had their birthplace here. Had a chance yesterday to drive around a little bit and see the great beauty of the county as well. So I'm very inspired. He's been invited. He's been invited. And if he ever decides to come, it would be a great thing. It's been, unfortunately, a long time since the American president has been here. I would very much like to encourage my new president to visit Romania. Sure? No, it's not sure. No. But keeping fingers crossed. Mai mult decât tolerant această vizită aici, a zis ale lumea ambasador medicii la Botoșani. Am avut ocazia, eu cât și doamna suprefectă, de aici, și ne poți să nu știți așa, domnul Vășină, care vă și inclusiv în Botoșani, să-i prezentăm, o să vezi, domnule ambasador, și a zis are o situație reală și exactă județului Botoșani, a municipiului Botoșani, problemele pe care ne confruntăm, temerile noastre, gândurile noastre de viitor și sperăm că mesajul nostru transmis astăzi va fi la rândul lui transmis, am înțeles așa cum se cuvine și la inițiativa președintelui Camerei de Comerț, chiar am aflat că la sfârșitul acestui an, peste 150 de firme americane vor fi prezente la București, la un târg cu destinație specială și ar trebui să mergem acolo să ne căutăm noi oportunitățile de afaceri și, în ultimul rând, am rugat să ne se intermedieze o vizită a reprezentantului problemei comunitare a ambasadei și la Botoșani ca să putem să intrăm mai aproape în probleme. Thank you.